Salutare și prieteni, bine găsit un nou videoclip cu băieți și este să vei te dea mai fără vreo și arăta ce am primit ieri. I-am primit aceste două camioane foarte frumoase și sunt foarte bucuros de ele. Așa că o să vi arăt exact acum. Vreau să menționez că o să am și de că și în ajunul Crăciun mult un box de făcut. De cum maxim voi face și atunci voi filma cum desfac cadourile la ajunul Crăciunului, că oricum la ajunul Crăciunului trebuie să desfac. Am zis că pentru o măsură mai plăcută să iau și să pun castofonul. Iar, nu, no, cum se poate observa. Așa. Din păcate m-am tăiat puțin la deget în cauza că spărai un cuțit și mă lovi fără să vreau. Asta este. Se mai întâmplă. No, și am primit aceste două combinații foarte frumoase și am zis că să vreau și vouă. Știți că sunt din plastic, eu sunt foarte bucuros de ele pentru că sunt detaliate și asta îmi place. Bun, doresc să menționez că înainte de a avea, cum să, deci după ce am primit efectiv, eu am curățat. Hai să vi-o și arăt. Deci, după cum se bața, avem aici un autocurant cu... Dacă, după cum vedeți, și aici lipsește autocurantul, din păcate. Le-am curățat cu M-Way, pentru că înainte au foarte prăpuite și uitați ce strălucește. Și copiii de nici, și vedeți și voi ce frumos strălucește. Este o bară de protecție și coșul foarte ruginit. Caseta este cu Dragan Munteanu, recent restaurator și reparator. Așa. Avem o gânzătă vizuală a OVI, foarte frumoase. În ce scurze că n-am mai postat cu machetea tot, dar din lipsa de noutări și nu am mai și reușit să mă mai duc. Și din chestia că acum strâng niște bani pentru un proiect. Nu am mai cumpărat machete din acest motiv. Am un proiect și strâng bani pentru acest proiect. Și de asta vă spun sincer că de asta nici n-am mai făcut clipul machete. Pentru că nici noutăți n-am avut nici așa. N-am mai filmat. N-am avut noutăți, dar acum mă bucur că am noutăți, așa că vreau și vouă. Îmi place atât mult această ușă ovie cu valoare metalizată. În interior vedem bordul. Nu știu cum se poate curța așa, bă. Scaunele foarte frumoase. Din păcate văd că lipsește volanul sau nu. Da, lipsește volanul, nu e nimic grav. Așa, cum vedeți, strălucește foarte frumos. Aici avem niște roți cromate. Camionul, dacă vă întrebați, este un Kenworth, un camion de transport auto. Așa, aici avem un Volkswagen Beetle. Scrie Modern Strong King Number 39. Mașina nu se dă jos de pe... este prinsă bine. Dar după cum se și poate observa, cam așa arată, este frumoasă. Îmi place foarte mult cum e posă mașina acolo. Pe aici cred că avem un autocurant de genul ăsta. Dar din păcate... aici vedeți din interior. Ți-e foarte bine detaliat, deci n-am... de ce să zic... Dar și voi cât de frumos detaliate sunt țevile de șapamenta a camionului și aici putem vedea... aici, din păcate,
Așa, să aduc. Scuzați din greșeală, o prif mamea, dar acum le voi uni. Să nu-i problemă, aici avem roțile foarte interesante, roțile ce scribită. Pe spate, din păcate, nu mai avem autocurantele cu stopuri, dar avem autocurantele astea și ăsta trebuie lipit. Bană scoci, autocurantul că se desipește. Aici avem numărul camionului, 839, number. Aici avem stopul, un stop, autocurant și un autocurant de stop lipsă. Sunt foarte impresionat cum strălucește și îmi place automat schemele de culori la el. Roțile sunt foarte frumoase. Motorașul cu fricțiune acesta este, din păcate, motorașul cu fricțiune cam scapă. N-am ce să zic la capitolul ăsta. Dar voi face modul motor. Cu VD40 voi da aici pe motorașul cu fricțiune și sigur își va da drumul. Și bineînțeles, dacă mă joc mai des cu motorașul ăsta, își va da drumul. Test roți. Hai să facem testul roți. Eu știu că am fost dor de un clip de genul ăsta. Nu știu ce se întâmplă pe ce cu motorul și cu fițele de 8-10 de că când te joci și mergi mai în față, câteodată se oprește. Dar vezi, camionul este excelent detaliat. Eu nu am ce reproșa. Merge bine. Și asta e important, că motorul lucrează. Foarte frumos. Deci, după cum se poate observa, este super tare. Aici am uitat să arăt că sunt scările cu care ai accesul la intrarea în cabină. No. Acum pun pe pauză pe și pe celălalt. Următorul camion este un camion mai special. Și acela întâi este special, deoarece are o mașină înăuntru. Aici este cățelușa mea, Sara. Da, sunt doar eu acasă, aici m-am cu tata. Să plecați. Așa. Aici avem un camion pentru avion. Este un camion special care are rolul de a lansa avionul. Foarte interesant. Aici scrie... E ceva, nu știu despre ce vorba aici. Welcome scrie. Aici vedem că avem volanul, veste foarte bună. Din păcate aici vă că e crăpat un pic. Aici sunt ambele faruri, ceea ce e o veste bună. Mă decoară 710. The number. Serie, așa ei. Aici aici avem volanul, foarte bine că avem volanul. Aici avem roți tip stea. Volanul s-a dus cu omul, din păcate. Semne de atenție. Aici avem Steel Scan Radar, adică o să vă explic efectiv ce se folosește această mașină specială. Deci aici pui merge avionul pe aceste scări, iar de aici se lansează și zboară avionul. Aici în spate nu avem stopuri, foarte interesant, o chestie asta mi se pare. Uite aici. Foarte, foarte tare.
din câte văd, oglinda retrovizoare este în stare decentă și n-ai aproape ruptă. Din păcate, mai pe la a doua, să vă și voi. Deci e ok ca stare. Aceasta e doar vopsită. Foarte interesant, n-am mai văzut până acum o grinzi retrovizoare la niște camioane de plastic. Mi se pare ceva mai ieșit din comun. Culoarea bastă, acela întâi este un roșu. În spate nu scrie nici China, nici nimic. Dar acum toată lumea știe ca să se facă în China. Dacă cu puținul acesta merge mult mai bine ca la ce procedem. Dar asta nu mă deranjează. Excelent. Cam acestea sunt camioanele. Keyword. Sunt keyword. Eu să sincer să vă spun. Nu știu ce camion este. Ce model. Par și asta ceva din realitate, dar din păcate nu am idee. No, așa arată lateral. Spate și șasiuri. Eu sper că v-a plăcut, nu uitați de like-uri și comentarii frumoase și respectoase și îți doresc toate ce bune și mai de mine și să vă tot fericite. Bye!